Ilan Laufer a picat testul maturității, a răspuns Claus Iohannis la acuzațiile de antisemitism pe care i le-a adus social-democratul, a cărui numire la Ministerul Dezvoltării a fost refuzată de președinte. Într-un comunicat de presă, administrația prezidențială condamnă folosirea în scop politic a unor teme deosebit de sensibile. Referințele la antisemitism și nazism în disputa politică sunt irresponsabile și denotă grave carențe de educație, cultură, diplomație și istorie. Relativizarea antisemitismului reprezintă o acțiune acțiune periculoasă care poate genera manifestări antisemite și discriminatorii și poate incita la ură. Însușindu-și cu bună știință un text cu acuzații ridicole lipsite de orice fundament real, Ilan Laufer a picat testul maturității, preferând să joace rolul de portavoce a propagandei toxice pesediste. Personajele care proferează asemenea acuzații scandaloase se descalifică automat și nu pot ocupa sub nicio formă în alte demnități în statul român. Președintele României a adăugat că este inadmisibil ca memoria Holocaustului să fie fie întinată cu astfel de atacuri nejustificate.